Riscurile apar din mai multe direcții. În primul rând, faptul că sunt subiecte tabu, asta înseamnă că ele nu au fost serios cercetate niciodată sau foarte rar. Asta înseamnă că atunci când intri în magma subiectului, ești singur. Nu ai cu cine să fii de acord, n-ai cu cine să nu fii de acord. Mergi, nu ai hartă, nu ai busolă, mergi printr-un deșert în care te poți rătăci și să fii găsit dimineața mort lângă alte schelete. În al doilea rând, sunt subsubiecte care sunt netratate și pe care trebuie cumva, dacă le atingi, să le duci până la capăt. Dacă vorbești de narcotice în cultura română, am acolo zeci, dacă nu sute de personaje, de la domnitori, boieri, până la scriitori, romancieri și poeți și artiști plastici, unde găsesc câteva elemente de fie de folosire a drogurilor, fie de interes pentru ele, pentru a le introduce în operă, dar nu suficiente pentru a face o micromonografie despre fiecare. Pentru a lega aceste puncte, trebuie puțin săriști. Sigur, cu piciorul pe frână, ca să nu divaghezi sau să nu exagerezi. Dar dacă ții numai piciorul pe frână, atunci nu mai scrii cartea. La fel în problema sexualității. Ridic acolo probleme, poate o să vorbim mai în detaliu, despre capacitățile arhaice ale nașului de a face inițierea sexuală a miresei, despre ius prime noctis, dreptul stăpânului de a dezvirgina pe mireasă, pe care unii consideră că e doar o legendă, alții consideră că e un fapt istoric. Trebuie să găsești drumul corect sau drumul care ți se pare corect. E mereu o problemă de opțiune și mereu trebuie să alegi singur într-o hățiș de provocări. Și cred că se mai leagă de un anume tip de risc, un anume tip de tinerețe pe care ați trăit-o în zona aceasta riscului. Să nu uităm că ați făcut parte din tot felul de grupuri intelectuale care preferau în tinerețe să-l numesc riscul. Habar n-am. Aici îl puteți delimita dumneavoastră. Nu vorbesc doar de Mircea Florian, vorbesc și de grupurile celelalte pe care le-ați frecventat și în care ați fost, să spun așa, principal erou. E vorba de a trăi cumva, aici încercam să vă aduc și către, de a trăi cumva în zona aceasta a riscului. Da. V-a plăcut cumva să vă jucați și în viața reală, nu doar în interpretarea cercetărilor. E adevărat. Cum ați ales? Cum funcționează lucrurile astea? Știi cum să spun. N-ați trăit într-o lume liberă și de asta... Da, asta vreau să spun. Să reglăm lucrurile. Vorbim despre anii 60-70. Da, în regim comunist, cu atâtea cenzuri și atâtea opreliști. De regulă se spune că atunci când corpul unui om este ținut fix, nu este lăsat să circule liber, îi circulă liber mintea. E o asimetrie aici. Cu cât corpul e mai liber, mintea poate să lenevească. Și invers, când corpul este în recluziune,
mintea devine mai, mai sprințară. Eu, ca și generația mea, prietenii mei, am fost produse ale generației hippie. În 1969, ca punct de reper, este anul festivalului Woodstock, de muzică rock. Eu aveam 20 de ani, deci am avut acest mare noroc să am o, un model în viață. Și când spun generația hippie, mă refer la o serie de principii, valori, un mod de a privi lumea extrem de îndrăzneț, brusc hotarele, nu numai cele geografice, dar și cele culturale, au dispărut. Tinerii creștini au uitat de creștinism și au devenit budiști, au plecat în India, și-au creat colonii comune de băieți, fete și copii la comun. Narcoticele au și revoluția sexuală au invadat această generație, muzica rock, progresivă, arta psihedelică, toate aceste elemente despre care în România nu s-a scris, nici atunci pentru că nu se putea, nici acum pentru că e o epocă considerată istorică, trecută, depășită, dar a fost o epocă importantă care a schimbat lumea.